Vreau să te mai întreb ceva. Acasă, dacă ai sta, de exemplu, crezi că ți s-ar, că boala ar reveni asupra ta mult mai repede și ar avea consecințe Cu negative? siguranță, da. Da, pentru că mi-am dat seama că dacă mă gândesc la ea, parcă își face simțită prezența. Dar dacă nu, nu. Am înțeles. Cred că din cauza asta și preferi să stai în mijlocul oamenilor, să Exact. lucrezi, să ai o viață activă, Da. după cum ai spus. Da. Crezi că această boală, acest lupus și cum este numit lupus, este mai puternic ca tine? Nu. Nu, niciodată n-a fost. Dovadă că am trecut peste fiecare încercare a bolii și am reușit să o pun la respect, ca să zic așa, și să o potolesc să stea acolo cu minte și să mă lase pe mine să-mi văd de viața mea. Cum o vezi tu pe Alina? Dacă așa te-ai privi în exterior așa și o vezi deja Alina și cum o vezi tu pe O văd ca pe o fire ambițioasă, cum am mai zis, ea? curajoasă. Aș putea spune puțin încrezută la prima vedere. Ia uzi. Da, dar dacă știi să te apropii de ea. Mie mi s-a părut misterioasă, nu încrezută. Da, dar dacă Așa. știi să te apropii de ea, atunci îți dai seama că e o fată foarte modestă, foarte prietenoasă și foarte deschisă. Ce le recomanda celor bolnavi care au poate această boală? Sau, și nu numai. Să lupte în continuare, să nu renunțe, să încerce la fel ca și mine, să o ignore. Adică să gândească pozitiv. Exact. Știu că e greu, și mie mi-a fost greu, dar trebuie tot timpul să-și creeze un scop pentru care să lupte. În momentul în care noi, cei bolnavi, nu mai avem un scop pentru care să luptăm, atunci boala e mult mai greu de depășit. Dar în momentul în care lupți pentru ceva anume și îți dorești cu adevărat să ajungi într-un punct anume, nu mai contează atât de mult. Pentru că chiar dacă îți pune piedici, tu atât de mult îți dorești acel lucru încât reușești să treci peste tot. Alina, dragă, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că, de ce? Cunoscându-te pe tine și povestind și înainte, dragi telespectatori, cu Alina despre viața ei, chiar dacă o cunoșteam, dar nu știam atât de multe lucruri, mi-am dat seama, mi-am spus, ce norocoasă poți să fii. De ce? Pentru că ai lângă tine oameni pe care poate uneori nu-i văd, dar când îmi dau seama ce fel de oameni există lângă mine, lângă dumneavoastră, adică oameni care știu să depășească, care știu să treacă peste anumite obstacole, îmi dau o putere extraordinară. Când mă gândesc că uneori spun, da, dar oare de ce nu am reușit să fac asta? Uite, am problema asta, nu știu cum să o depășesc, dar numai mie mi se întâmplă, dar de ce mie? Dar în loc să stau și să iau lucrurile, poate uneori ca atare, pentru că uneori ni se întâmplă lucrurile cu un scop. Și asta este un mod, poate, de a gândi. Dar în același timp îmi dau seama că trebuie să lupt pentru ceea ce vreau în această viață. Ce crezi că este cel mai important în această viață ca să reușești, Alina? Și cu asta să și încheiem. Cel mai important, așa cum am spus, este să ai un scop în viață. Să-ți dorești ceva, dar să-ți dorești cu adevărat și să lupți să ajungi acolo. Indiferent care sunt obstacolele pe care le ai în viață, trebuie să treci peste ele și să ai foarte mare credință în Dumnezeu, pentru că El e mereu alături de noi, El mereu ne ajută și noi trebuie să credem. Doamne ajută, așa să fie. Îți mulțumim, Alina, că ne-ai primit în casa ta, în sufletul tău, în Și eu viața vă ta. mulțumesc. Și îți mulțumesc că ești un astfel de om curajos și perseverent și îți doresc ca Dumnezeu să fie lângă tine la orice pas și să fii binecuvântată. Da.
Doamnelor și domnilor, eu ce să vă spun? Alina a spus tot. Vă spun doar atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și săptămâna viitoare, aici, la TVS, să fim împreună miercurea, la ora 20 și 30 de minute, pentru a învăța, să devenim împreună învinători în această viață. Vă doresc toate cele bune. Doamne ajută, mulțumesc! Tu, Duhul meu, credință vie, îmbărbătează-te în răbdare. Din ceruri, totdeauna ție ți-a fost lumină și alinare. Din mâna morții, a cui mână m-a mântuit și mi-a dat viață, și inima, cu suferință, mi-a liniștit-o cu credință. A cui putere mă înfrățește în chinuri și în patimi grele, și cine pacea împăzește și curăția minții mele? Din tinerețe, cine-mi vede durerea mea în piept cuprinsă și cine arzătoarea sete mi-o stinge, că-i de păcat aprinsă? Din ziditor s-acestea toate, însuflețiri înalte, sfinte, gândiri fără amar, curate, tot el în suflet îmi aprinde. Dar cea mai bună dăruire ia Domnului, e veșnicia, căci ea îmi dă de plină fericire și mult dorita bucurie, când fără haină pământească lăsată jos, voi fi înnoit și în cerul Domnului suit gusta voi liniștea cerească.